Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pamfletul colegului nostru, George Hodorogea, se intitulează sugestiv Procurorii din țara lui Abuz Vodă, de ale justiției române. O știre banală. Procurorii constanțeni au cerut arestarea unui bărbat pentru că a furat 4 conserve de ton în valoare de 39 de lei, Agerpres. Parchetul de pe lângă judecătoria Constanța a solicitat recent instanței arestarea unui bărbat acuzat că a furat dintr-un magazin 4 conserve de ton în valoare de 39 de lei, însă judecătorii au dispus ca acesta să fie pus în libertate. Procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța a propus judecătorului de drepturi și libertăți de la judecătoria Constanța arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 3-11-22, a inculpatului cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de fur calificat. Potrivit parchetului, pe 1 noiembrie 22, în jurul orei 23:30, bărbatul a sustras dintr-un magazin din municipiul Constanța un pachet ce conținea 4 conserve de ton Rio Mare, părăsind magazinul fără a-l achita, cauzând astfel un prejudiciu de 39,66 de lei, nerecuperat până în prezent. Judecătorii, în schimb, au respins cererea procurorilor și a dispus punerea de îndată a libertatea inculpatului DIB, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză. Furtul este furt indiferent de valoarea prejudiciului, dar procurorii români, în marea lor majoritate, cer arestarea preventivă a bănuiților în toate cazurile cercetate de ei. Dar cum e să ceri arestarea pentru furtul unei simple pâini sau a 4 conserve de ton, în timp ce când e vorba de politicieni și prejudicii de milioane de euro, se cere doar supraveghere juridică? Dacă am face o listă cu aceste grosolane abuzuri, am putea scrie o carte de mari dimensiuni, dar în ceea ce urmează ne vom opri doar la câteva cazuri și motivarea lor. Prin anul 2006, procurorii au cerut o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru o bătrână care furase o găină, iar drepții judecători au trimis-o pentru 4 ani la pușcărie. În schimb, toți judecătorii au aprobat eliberarea mogulului de presă, Voiculescu, după niciun an petrecut după gratii, din cei 12 primiți prin sentință definitivă. Și să nu uităm că nici din prejudiciul de peste 60 de milioane de euro, statul nu a recuperat decât aproape 8 milioane de lei însă. Dar profesorul, fost turnător la securitate, n-a stat decât 9 luni la pușcărie și a rămas cu aproape toți banii prejudiciați statului român. Iar ca bătrâna cu găina, ca să scape de pușcărie, fiindcă procurorii și judecătorii se opuneau, a fost nevoie de o grațiere dată de fostul președinte Traian Băsescu, decizie criticată de către CSM, același CSM, care nu a reacționat deloc la eliberarea lui Dan Voiculescu și nici a altor politicieni corupți. Ziua Europeană a Justiției Civile este celebrată în fiecare an la data de 25 octombrie, în urma instituirii acesteia în anul 2003 printr-o inițiativă comună a Consiliului Europei și Uniunii Europene. Această zi reprezintă un moment oportun să reflectăm la modul cum acționează magistrații români, fie ei procurori sau judecători. Totodată, Ziua Europeană a Justiției Civile reprezintă un prilej de a aminti cetățenilor că întregul sistem judiciar funcționează în slujba acestora și că drepturile lor sunt garantate la nivel național și european. Acesta fiind un aspect extrem de important, reprezentând principalul obiectiv al tuturor instituțiilor aparținând puterii judecătorești. Din păcate, ultimul an ne găsește într-unul dintre cele mai negre momente ale justiției române, dat fiind modul în care a fost grav afectat cadrul conceptual și organizatoric de funcționare a justiției prin modificările aduse legilor justiției. Astfel, cu titlul de exemplu, vom evidenția câteva dintre elementele la care facem referire.
Afectarea gravă a fundamentului statului de drept prin intermediul eliminării răspunderii magistraților pentru nerespectarea deciziilor Curții Constituționale, deși acestea sunt un corp comun cu prevederile Constituției în aplicarea acesteia. Afectarea gravă a disciplinei juridice și a caracterului unitar al acesteia statuate prin articolul 26 alineatul 1 din Constituție prin eliminarea răspunderii magistraților în cazul în care nu respectă deciziile înaltei curți de casație și justiție pronunțate în proceduri privind hotărâri în principiu pentru dezlegarea unor chestiuni de drept sau în cadrul unor recursuri în interesul legii. Slăbirea rolului înaltei curți de casație și justiție prin lansarea fără eficacitate a funcției de unificare a practicii judiciare și prin refuzul de a îmbunătăți autonomia de organizare internă a instanței supreme. Slăbirea statutului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, fără o miză coerentă, punând autoritatea judecătorească sub nivelul de recunoaștere de care se bucură puterile executivă și legislativă. Slăbirea inspecției judiciare prin reducerea drastică a autonomiei funcționale și organizarea atâta vreme cât i s-a luat atributele organizării interne prin adoptarea regulamentelor de funcționare, eliminarea statutului de ordonator principal de credite, eliminarea modalității de constituire a echipei manageriale de către inspectorul șef care răspunde în fața plenului CSM pentru buna funcționare a inspecției. Eliminarea obligației magistraților de a nu avea manifestări care aduc atingere prestigiului justiției, creând premisele pentru unele excese comportamentale care nu vor mai fi sancționate prin eliminarea oricărei răspunderi disciplinare pentru asemenea comportamente. Eliminarea prevederilor care inhibau interferența serviciilor de informații în justiție și refuzul de a întări garanțiile necesare și care au fost propuse atât de asociațiile profesionale ale magistraților, cât și de către Consiliul Superior al Magistraturii. Refuzul de a institui mecanisme eficiente și efective de unificare a practicii judiciare la nivelul fiecărei instanțe, astfel încât sentimentul justițiabililor că sunt în fața unei loterii cu privire la interpretarea aplicării legii să fie eliminat. Din raportul membrilor societății civile aleși în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Procurorii nu acceptă verdictul de viol. O copilă de 11 ani dintr-o comună din Vaslui a acuzat că a fost violată de un minor de 17 ani. Deși polițiștii au încadrat fapta tânărului la viol, procurorii au decis că a fost act sexual consimțit, iar fetița de 11 ani nu a fost niciodată evaluată psihologic sau psihiatric, așa cum cere legea în astfel de cazuri. Victima a fost examinată medico-legal, stabilindu-se că aceasta prezenta o dezvirginare a cărei dată nu putea fi stabilită. Pe corpul fetei au fost descoperite multiple vânătăi și zgârieturi. Există leziuni care, prin aspectul lor, pledează pentru varianta loviturilor active cu obiect contondent alungit, probabil obiect de tipul celui indicat de victimă, sârmă îndoită. Leziunile pot data din seara zilei de 29 noiembrie 2017. Necesită 2-3 zile de îngrijiri medicale, spune raportul, care practic indica în clar că fusese vorba de un viol. Dar pentru procurori n-a fost suficient. Nu a fost viol, deci caz închis. Asta ne aduce aminte și de incredibila reconstituire a unui viol într-o secție de poliție în prezența unui procuror, scenă reconstituită folosind și abuzata și agresorul. Dosare ținute la sertar. Atunci când sunt interese mari la mijloc, procurorii țin anumite dosare la sertar, trăgând de timp, până când se apropie data de prescripție. Așa au scăpat de dosare mari Sebastian Ghiță, Elena Udrea, Victor Ponta, Dragoș Vâlcov, Călin Popescu-Tăricianu, Varujan Vazgonian și mulți alții. În schimb, când e vorba de fapte minore înfăptuite de muritorii de foame, adică furturi minore de mâncare, procurorii se mobilizează
și trimit rapid cauza în instanță, cerând și pedeapsa maximă, curată echitate din partea domnilor procurori. Și iar recurgem la memorie și ne aducem aminte când prin anii 80 un cunoscut interlop vâlcean a ucis cu mașina pe trecerea de pietoni un copil. Procurorii au închis dosarul fiind în cârdășie cu medicii legiști. Iar pe decizia de NUP a stat următoarea teorie. Minorul a murit cu 6 secunde înainte de impact, cauza fiind un infarct. Și când te gândești că azi, acel procuror de caz primește numai puțin de 24.000 de lei pensie. Prescripția răspunderii penale. Modificările privind prescripția răspunderii penale fac prăpăd în multe dosare mari și drepturi mari, mai mulți mari infractori, în special politicieni, scapă basma curată și pot fura în continuare liniștiți. Datorită parlamentarilor, dar și deciziilor CSM și CCR, termenele de prescripție sunt atât de reduse încât pe viitor orice anchetă complexă e practic imposibilă. Se naște astfel o quasi-imunitate, afirmă procurorul Cosmin Iordache, copreședintele Asociației Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor. Cosmin Iordache e procuror DNA din anul 2010 și a instrumentat dosare importante, precum cele ale lui Gheorghe Ștefan, ale fostului director al poștei, al fostului primar din Năvodari, etc. Demn de remarcat că în dosarele sale nu a existat nicio achitare. Acest procuror este o rară avis, fapt ce a atras multe dușmănii și reclamații din partea colegilor de breaslă. Pentru a proteja pe procurorii abuzivi, dar și pe judecătorii coruți, actualul ministru al justiției, Cătălin Predoiu, a desființat secția specială de investigare a infracțiunilor din justiție, SIJ, justificând că nu dorește ca și DNA și DICOT să aibă competențe de anchetă în cazul magistraților, ci doar un număr relativ mic de procurori, anume desemnați din parchetul general de către CSM, dintr-o listă alcătuită de procurorul general. Și cum procurorul general e numit politic, ne putem da seama ce se află în spatele acestei hotărâri de desființare a SIJ. Ministrul Predoiu a fost însă sprijinit de anumite asociații de magistrați care au susținut foarte vocal teoria abuzurilor DNA cu toate pseudo-argumentele prezentate și pe la anumite televiziuni aservite politic. Deciziile Parlamentului și Comisiei Europene au prevalență asupra Constituțiilor statelor membre doar în ipoteza în care acestea prevăd drepturi mai largi în beneficiul cetățenilor în comparație cu legile interne. Scandalul uriaș în România e generat de încălcarea cu bună știință din partea unor judecători a unor decizii ale Curții Constituționale legate de prescripție. În baza legii fundamentale, în mai multe rânduri, Curtea Constituțională a României a stabilit care sunt condițiile în care un proces penal încetează prin prescripție. Adică prin depășirea termenelor prevăzute prin legea penală, elaborată la rândul ei în baza Constituției. Ceea ce a stabilit Curtea Constituțională îl scutește pe un cetățean să fie hărțuit la infinit de către procurori sau de către judecători prin tergiversări ale anchetei și procesului penal. Efectul legat de prescripție nu poate fi decât benefic, în sensul că dosarele nu mai pot fi ținute la infinit în sertar și nici sabia lui Damocles nu poate sta la infinit deasupra capului unui cetățean despre care se presupune că a săvârșit o infracțiune. Deci Curtea Constituțională a României a procedat logic și nu a încălcat în niciun fel tratatul de la Lisabona, întrucât legile interne au prevalență atunci când oferă garanții mai mari respectării drepturilor și libertăților unui cetățean. Dar procurorii nu sunt de acord, fiindcă unii dintre ei au interese politice sau economice în hărțuirea unor anumite persoane. Clasarea unui dosar de viol. Despre acest caz cutremurător și care dovedește culpa și abuzul unor procurori, a povestit Alexandra Tomescu, magistrat procuror din București. Domnia sa Tomescu este procuroare în cadrul parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1. De ceva timp a început să se specializeze în investigarea abuzurilor sexuale cu victime minore, iar în prezent se ocupă
aproape exclusiv de aceste cauze. În primele luni în care a odiat copiii abuzat sexual, a trăit revoltă față de poveștile triste pe care le auzea. Nu simțea însă neputință, nici dezgust față de ce se întâmpla sistem. Cum s-ar spune, vedeam de bucățica mea și credeam că dacă îmi fac bine treaba, voi schimba puțin în bine situația celor copii, declara doamna Tomescu. Momentul de cotitură pentru procuroare a fost întâlnirea cu o victimă a unui abuz sexual, o tânără de 17 ani, care reclamase cu 4 ani în urmă că a fost violată de tatăl Vitreg. Dosarul fusese clasat însă de procurorul de caz. La redeschiderea urmăririi penale, dosarul i-a revenit Alexandrei Tomescu. O țară în căutare de criminali în serie, dar bogată în violatori în serie, spunea ea. Ea acuză procurorii că au clasat acest caz, spunând că nu este singurul abuz descoperit în cazul infracțiunilor sexuale. Acum facem interviul cu copii traumatizați într-o cameră specială. În trecut, mulți procurori făceau aceste audieri în secțiile de poliție, în sectoare. Decorul unei secții de poliție plină de oameni în uniformă și de public de toate categoriile, de la cetățeni veniți pentru o lămurire și până la transportați în cătușe, nu este cadrul unde să fie audiat un copil potențiala victima unei agresiuni sexuale. În legătură cu fata de 17 ani, procuroarea Tomescu povestește că când am sunat-o, fata era foarte revoltată. Ca prin pas, procuroarea Tomescu a sunat-o pe victimă pentru a le invita pe ea și pe mama ei la o discuție preliminară. Adolescenta era furioasă, i-a reproșat la telefon că procurorii i-au distrus viața, n-au crezut-o, umilit-o. Tomescu i-a dat dreptate și i-a cerut scuze. Când am sunat-o, fata era foarte revoltată. Nu puteam să fac altceva decât să-i cer scuze în numele instituției noastre că s-a întâmplat așa. Nu am promis absolut nimic, i-am spus doar că vreau să avem o discuție. Asta a fost totul pentru că nu puteam să-i promit ceva atâta timp cât dosarul nu era închegat, ca eu să știu dacă îl voi putea trimite sau nu în judecată, continuă procurarea. I-am zis mulțumesc, era prea mult și pentru mine. Apoi am continuat discuția, am dus-o la mama ei. De data asta, adolescenta a fost crezută, dosarul trimis în instanță și violatorul pedepsit. Dar cum rămâne cu procurorii care și-au bătut joc de fată timp de 4 ani? Nu există o pedeapsă și pentru ei, dar și pentru alții ca ei? Concluzie. Repetăm că un stat nu poate evolua și nu poate fi considerat un stat democratic fără o justiție corectă. Și răul în justiție începe cu abuzul polițiștilor anchetatori, continuă cu abuzurile unor procurori și se termină cu abuzurile finale ale unor judecători corupți. Până nu se vor elimina acești impostori din justiție, România va rămâne un stat profund corupt. Și să nu ne mai mirăm că nu suntem acceptați în spațiul Schengen. Vom reveni și cu alte abuzuri din justiția română. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă sun ca de obicei pe curând.